Aproximativ 30 de gorjeni donează zilnic sânge la centrul de transfuzii din Târgu Jiu. Nevoia de bani sau doar dorința de a salva o viață îi împinge pe cei mai mulți dintre oameni să devină donatori. Deși numărul gorjenilor care donează sânge nu este în scădere, numărul acestora este insuficient pentru a acoperi nevoile spitalelor din județ, care anual consumă mai mult sânge decât cantitatea recoltată. Cele mai mari probleme se înregistrează la grupele rare negative. Stocul de sânge e la pozitive bine, dar la negative, la A negativ, B negativ și AB4 RH negativ nu stăm chiar așa de bine. Donatorii oscilează ca număr, de exemplu, ieri am avut în jur de 30 de donatori, azi am avut 21 donatori. Pentru bolnavi din județul nostru am face față, în afară de AB4 RH negativ, avem o bolnavă și foarte greu putem să-i dăm câte o unitate ca să fie rezolvată. Ca donatori nu putem să știm cât vin azi, cât vin mâine, dar așa ne-am descurcat până acum. Donatorii primesc în schimb 7 bonuri de masă, o zi liberă de la locul de muncă, precum și un set de analize gratuit. Cei care vin să doneze sânge primesc o zi liberă de la serviciu, dacă au serviciu, 7 etichete în valoare de 54 de roni, un pachet de analize gratuit, care cuprind hemoglobină, glicemie, grupă, RH, virusul B, virusul C, HIV-ul, HTLV-ul, sifilis, transaminaze, niște analize imunologice și cam atât. Pentru a fi acceptat, donatorul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, să aibă o greutate de cel puțin 60 de kilograme și, firește, să aibă o stare de sănătate bună. Fiecare donație poate salva până la 3 vieți.